Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Lucia Ciocârlie Haranguș, iar astăzi citim cadourile de Crăciun. Era ajunul Crăciunului. Mickey și Pluto mergeau pe stradă, trăgând după ei un mic brad de Crăciun pentru Minnie. Deodată, Pluto începu să latre la un frumos lanț de aur din vitrina unui magazin. S-ar potrivi de minune la ceasul lui Minnie, spuse Mickey, și își băgă mâinile în buzunare după bani. Dar erau goale. N-am nicio lăscaie, constată el trist. Dar o să facem multe bacșișuri azi, nu-i așa? Pluto îi aruncă o privire cam neîncrezătoare. Între timp, acasă, Minnie privea neliniștită teancul de facturi neplătite. O, Figaro, oftă ea, de unde fac eu rost de bani ca să-i cumpăr lui Mickey un cadou? Chiar atunci cineva bătu la ușă. Minnie îndesă repejor facturile într-un sertar. Șoricica deschise ușa. Spre marea ei surpriză, în prag era Mickey, care îi aduse un brad și acum interpreta un cântec vesel la muzicuță. Minnie chicotii. O, Mickey, atunci când tu cânți la muzicuță, inima îmi dansează în piept. Mickey zâmbi și își înveli muzicuța într-o cârpă veche. Un instrument ca ăsta merită o cutie specială, spuse șoricica. Poate o să aibă într-o zi, răspunse șoricelul. Când Mickey o întrebă cât e ceasul, Minnie scoase o bucățică de sfoară de care atârna un ceas. Ce bine ar arăta cu un lanț de aur, spuse Mickey. Când se uită la ceas, Minnie își aduse aminte că întârzia la serviciu. Alergă la ușă, dar Mickey și Pluto i-o luară înainte. Voiau să o ducă la serviciu în stil mare. Pluto opri în fața magazinului Mortimer. Minnie ajunsese la timp. Șoricica îi dădu în fugă un pupic lui Mickey și se grăbi spre ușa de la intrare. Hai, prietene, îi spuse Mickey lui Pluto. Avem treabă. Cei doi o luară apoi la goană. Din păcate, pentru că o lăsase pe Minnie la magazin, Mickey întârzie la slujba lui de la ferma de brazi a lui Pit cel țăcănit. Crăciun fericit, domnule Pit, îi ură Mickey la sosire. O să fiu fericit când o să vând toți brazii, răgni Pit supărat. Treci odată la treabă. Mickey era ocupat până peste urechi. Se pare că mulți oameni așteptaseră până în ultima clipă să cumpere brazi. Impresionați de hârnicia lui Mickey, clienții îi dădură multe bacșișuri. Cred că o să reușim până la urmă să-i luăm lanțul lui Minnie, îi spuse el lui Pluto. Dar lângă el, Pete încerca să convingă o familie săracă să cumpere un brad scump de Crăciun. Asta e tot ce ne-a mai rămas? Minți Pete. Doar nu vreți ca micuții ăștia să rămână fără brad, nu? Mickey îl auzi pe Pete și se păru nedrept. Ce ziceți de bradul ăsta mai mic? Strigă el. L-am găsit în spate. Copiii erau încântați. E perfect, spuseră ei. Îl luăm, decise tatăl. Mulțumim, Crăciun fericit. După ce familia plecă, Pete urlă furios. O să vă iau din leafă banii pe care i-aș fi câștigat dacă aș fi vândut bradul ăsta. Spunând acestea, îi smulse lui Mickey banii din mână și l-a zvârli cu tot cu Pluto în zăpadă. Ești concediat, răgni Pete. În cealaltă parte a orașului, Minnie împacheta de zor cadouri de Crăciun, când sună telefonul. Era colega ei, o chema șeful. Minnie puse deoparte cadoul pe care îl împacheta și dădu fuga pe scări. Era sigură că urmează să primească o primă de Crăciun. Dar, când intră în birou, șeful îi întinse o prăjitură cu fructe. Mulțumesc, domnule, spuse Minnie, încercând să-și ascundă dezamăgirea. Pentru puțin, rânji domnul Mortimer. Minnie ieși din birou. Cum să-i mai iau eu acum lui Mickey un cadou? Se gândia cu amărăciune. Între timp, Mickey stătea în parc pe o bancă și cânta la muzicuță. Își pierduse și slujba și banii. Cum să-i mai cumpere cadou lui Minnie? Dar șeful brigăzii de pompieri îl auzi cum cântă și îl rugă să participe la concertul de caritate al pompierilor. Mickey acceptă bucuros. Nu după mult timp, muzica lui încânta pe toată lumea. Facem echipă bună cu muzicuța ta, îi spuse șeful brigăzii de pompieri la finalul concertului. E o muzicuță de aur, chiar valorează mult, spuse Mickey. Brusc îi veni o idee. Gata, știu, strigă el, vino Pluto, poate reușim să ajungem la magazin înainte să se închidă.
împrumutară un snowboard și ajunseră la magazin fix în momentul în care proprietarul închidea. Mickey îl imploră să-l mai țină puțin deschis, dar proprietarul refuză. Atunci, Mickey se așeză pe bordura trotuarului și începu să cânte trist la muzicuță. Mișcat de cântecul lui de Crăciun, proprietarul se răzgândi. Deschise ușa și Mickey putu să-și dea la schimb muzicuța pe lanțul de aur din vitrină. Mai târziu, în acea seară, Mickey și Minnie stăteau în fața șemineului împreună cu Pluto și Figaro și șofereau cadourile. Mickey îi întinse lui Minnie o cutie frumos împachetată. Sper să-ți placă, spuse el. Minnie rupse ambalajul. Un lanț pentru ceasul meu, exclamă. Oh, Mickey, atât de frumos, îmi place mult. Numai că mi-am vândut ceasul ca să-ți pot lua cadoul. Mickey își deschise încet darul primit. O cutie pentru muzicuța mea, spuse șoricelul și se uită la prietena lui. Numai că eu mi-am dat muzicuța mea pe lanțul tău pentru ceas. O, Mickey, nu-mi vine să cred că ai renunțat pentru mine la un obiect atât de drag ție, exclamă Minnie. Minnie, tu nu știi că tu ești singura muzică de care am nevoie? Spuse Mickey. Crăciun fericit, Mickey, îi ură Minnie. Mickey o luă de mână și zâmbi. Crăciun fericit și ție, Minnie. Cei doi șoricei își aruncară priviri drăgăstoase. Era un Crăciun pe care nu aveau să-l uite niciodată. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.